Dragi prieteni, așa cum v-am zis, am ieșit în oraș în cadrul proiectului nostru Activăm Focșaniu pentru a vedea cât de pregătit este orașul nostru Focșani să primească pe străzile și pe trotuarele lui persoane cu mobilitate redusă. După cum v-am spus, în cadrul campaniilor noastre, dizabilitatea nu este o alegere. Fiecăruia dintre noi, la un moment dat în viață, ar putea, deși nimeni nu-și dorește să se întâmple ceva. Vreau să vă arăt doar o simplă trecere de nivel între un trotuar și altul, care are o diferență de peste 40 de centimetri. Uitați aici, da? Sunt 38-40 de centimetri. Cum credeți dumneavoastră că o persoană cu un cărucior rulant ar putea să escaladeze acest spațiu, da? Și vorbim de un trotuar proaspăt reabilitat. Pe Cuza Vod avem totuși unul dintre cele mai bune trotuare. Iar noi, după cum știți, organizăm acest proiect, vrem un Focșani fără bariere. Și astăzi m-am întâlnit cu Răzvan. Răzvan este un tânăr domn de la noi din oraș. Încă nu o să vi-l arăt la față. Dar o să-l întreb acum să ne spună un pic cum a fost experiența de azi, Răzvan, că ne-am plimbat vreo oră și ceva, dacă nu două, împreună prin Focșani. Tu vii din cartierul Sud? Da, vin din Sud. În primul rând, bună seara. Și am vizitat două locații. Una mai bine decât cealaltă. Și eu aș vrea să te întreb cum ți se par trotuarele, căile de rulare, diferența de nivel între stradă și trotuar, între trotuar și trotuar. Se poate mai bine? Se poate și mai bine. Sunt unele locuri ok, sunt majoritatea locurilor unde îți trebuie o macara la tine. Deci trebuie să ai o macara la tine ca să poți să mergi în Focșani, da? Până la urmă, Focșani este orașul Unirii și eu zic că împreună trebuie să dăm mână cu mână pentru a face auzite problemele persoanelor care, să zic, trec prin anumite dificultăți în materie de deplasare. Și tocmai pentru din acest motiv pregătim o întâlnire cu adevărat specială sâmbătă pentru persoanele cu care au asemenea provocări. Excellent. Iar tu ești parte din echipa noastră și noi ne-am propus să testăm mai multe spații publice din Focșani, fie că vorbim despre spitale, instituții publice financiare, bănci, cafenele, biserici, muzee, pentru că v-am pregătit multe surprize și trebuie să rămâneți aproape pentru că o să vă placă ceea ce facem. Și acum o să vedeți cum se deplasează Răzvan și o să vedeți din spate și afișul, motoul evenimentului nostru: vrem un Focșani fără bariere. Hai, Răzvan, ia să văd. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Răzvan. O să vă ținem la curent, dragi prieteni, cu ceea ce vom face și nu uitați că vrem un oraș fără bariere. Asociația Eu, Tu și Ei și grupul Dizabil.eu conlucrează pentru întâlnirea de sâmbătă. Pe curând!